Johan Flechtenmacher urmează să cânte astăzi o lucrare care este în premieră americană și, de fapt, această lucrare nu este cântă extrem de rar și în România, practic nu se mai cântă, deci este o mare surpriză pentru dumneavoastră. Această lucrare a fost scrisă de bunicul domnului Flechtenmacher, Alexandru Flechtenmacher, și care, această lucrare a fost scrisă special pentru unirea principatelor. Aș vrea să mai menționez un singur lucru. Unirea principatelor nu a însemnat doar unirea celor două principate, ci începerea României moderne. Vreau să spun că Alexandru Ioan Cuza a fost un om extraordinar care, atunci când a venit, a dezvoltat România modernă din punct de vedere al altelor și al bisericii, indiferent de ceea ce se spune. Muzica bisericească, corală, ortodoxă, pe care o știm noi și pe care ați auzit-o astăzi în biserică, este datorată legilor date de Alexandru Ioan Cuza. El a dezvoltat și a numit pe Alexandru Flechtenmacher ca să dezvolte muzica românească, primul conservator românesc, primul de la București și primul de la Iași, Filarmonica de la București și Filarmonica de la Iași, și opera română de la București și de la Iași. Deci nu a însemnat numai unirea principatelor, ci dezvoltarea artei și României moderne. A ales Alexandru Flechtenmacher o formă de comunicare populară pentru timpul respectiv, o formă a unui dans care se numea cadril. Multă lume a auzit despre cadril, se cânta aproape în toate, la toate nivelele societății, deci a avut intenția și bucuria ca să transmită sentimentele lui în legătură cu unirea principatelor unei mase de oameni cât mai largi. Și așa s-a născut acest cadril, care s-a păstrat în familia noastră ca manuscris. Există o singură copie la Biblioteca Academiei. Într-adevăr, nu se cântă, nu s-a cântat, nu l-am auzit nicăieri. Acum aveți ocazia să-l ascultați. Deci este o formă care noi astăzi am numit o muzică ușoară. Nu este o formă clasică, bogată în armonii și în subtilități, așa cum sunt alte lucrări ale lui Alexandru Flechtenmacher și care au fost premiere în viața muzicală românească.